În perioada 24-28 aprilie, Romanul va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Agricultură pentru specializarea cultura plantelor și creșterea animalelor. La această prestigioasă competiție vor participa 150 de elevi, profesori însoțitori și membri ai Comisiei Centrale de Corectare a Lucrărilor. Discipline din area curriculară tehnologii sunt competiții care se adresează elevilor din clasele a 11-a și a 12-a cu aptitudini și interese speciale pentru domeniile tehnice, precum și elevilor care au înclinații deosebite pentru studiul interdisciplinar al tehnologiei și științei. Fiind organizate de profiluri și domenii, aceste competiții sprijină formarea viitorilor specialiști în diferite domenii profesionale. În anul școlar 2016-2017, județul Neamț are onoarea de a fi desemnat gazda etapei naționale a Olimpiadei la disciplinele din area curriculară tehnologii pentru domeniile agricultură, cultura plantelor și agricultură, creșterea animalelor. Competiția se desfășoară în perioada 24-28 aprilie 2017 în localitățile Roman și Horia, unde sunt așteptați 150 de elevi, profesori însoțitori și membri ai Comisiei Centrale. Proba scrisă a Olimpiadei de Agricultură se va susține la Colegiul Tehnic Danubiana, iar cea practică la Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia. Echipele din cele 32 de județe participante vor fi cazate la Colegiul Tehnic Danubiana din Roman, unde va avea loc și deschiderea festivă luni, 24 aprilie, la ora 17, în sala de festivități a unității gazdă, sub semnul omagierii marelui om de știință Ion Ionescu de la Brad, părintele agriculturii românești. Elevii participanți vor susține o probă scrisă la Colegiul Tehnic Danubiana și o probă practică ce se va desfășura la Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad din Horia. Cazarea elevilor și a profesorilor însoțitori se face la Colegiul Tehnic Danubiana Roman, care și-a deschis larg porțile acestui eveniment cu ospitalitate caracteristică pentru a primi echipajele din 32 de județe ale țării. Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Agricultură va avea loc luni 24 aprilie, ora 17, la sala de festivități a Colegiului Tehnic Danubiana Roman. Acolo vor fi așteptați, bineînțeles, și reprezentanții ai autorităților județene și locale, precum și personalități ale învățământului universitar și preuniversitar agricol. Olimpiada se va desfășura sub semnul personalității marcante al lui Ion Ionescu de la Brad, demeritorul științei agricole românești, cunoscut pașoptist și membru de onoare al Academiei Române, născut la Roman. Vă așteptăm alături de noi la acest eveniment. Tot în județul Neamț se desfășoară, începând de joi 20 aprilie, și Olimpiada Națională de Germană Modernă, la care participă elevi de liceu din întreaga țară. Deschiderea acestei olimpiade va avea loc astăzi, la orele 18, în sala de festivități a Consiliului Județean Neamț, probele olimpiadei fiind susținute la Colegiul Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț. Festivitatea de premieră a Olimpiadei de Limbă Germană Modernă va avea loc miercuri 26 aprilie, la ora 9, în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț.